Într-o seară din anii 90, într-un orășel micuț din America numit Hawkins, patru prieteni se jucau dragon și temnițe. Joc care, by the way, este destul de popular în state. Cei patru băieți sunt Mike, Lucas, Will și Dustin. Toate bune până acum, dar după joc în timp ce mergea acasă, Will a fost atacat de către un monstru, iar în urma interacțiunii, el este de negăsit. Deci, pentru că poliția din Hawkins nu prea este obișnuită ca în orașul lor să se întâmple chestii serioase, ei sunt destul de indolenți în primă fază. Lucru care i-a făcut pe Mike, Lucas și Dustin să iasă în pădure și să-și caute prietenul. Dar în loc să-l găsească pe Will, ei au găsit-o pe Eleven. A.K.A. au găsit o fată care a evadat dintr-un laborator din apropiere și pe care se făceau experimente din cauza puterilor ei telepatice. Amu Eleven e un pic cam antisocial în primă fază și nu vorbește prea mult din cauza traumelor prin care a trecut. Dar Mike i-a câștigat inima cu oafe. Plus, partea interesantă este că ea știe unde este Will. Anume în lumea cu susul în jos, adică într-o dimensiune paralelă și întunecată care este plină cu monștri. Plus, într-un fel sau altul, tot ce se află în lumea cu susul în jos poate fi asociat de către Mike și prietenii săi cu ceva din jocul Temnițe și Dragonii. Așadar, de acum monstrul care l-a răpit pe Will este un Demogorgon. Așadar, nu a durat mult până când Demogorgonul a făcut încă o victimă. Mai exact, Nancy, a.k.a. sora mai mare a lui Mike, care este gagica lui Steve, a.k.a. cel mai cool băiat din școală, și-a luat cea mai bună prietenă pe care o cheamă Barb și a mers la o petrecere acasă la Steve. Dar după câteva beri, Nancy a fost ceva de genul: Barb, de ce nu mergi tu acasă că eu am niște treabă? Deci cât timp Barb aștepta ca Nancy să își facă de cap, ea a fost atacată de către Demogorgon. Plus, cât despre Will, într-un fel sau altul, acesta poate comunica cu mama sa Joy prin intermediul electricității. Așa că Joy a scos mai rapid instalațiile de Crăciun din pod, motiv pentru care toată lumea o crede nebună. Iar cât timp Joy era ocupată cu luminițele ei, Hopper, a.k.a. șeriful din Hawkins, s-a apucat să facă niște cercetări și a aflat că doctorul care conduce laboratorul de unde a scăpat Eleven a fost acuzat în trecut de răpirea unor copii. Așa că el se gândește că s-ar putea ca Will să fi fost răpit de către acesta pentru a se face experimente pe el. Dar Hopper nu apucă bine să-și contureze teoria că Will a fost găsit neînsuflețit într-un lac. Deci familia lui începe să se pregătească pentru înmormântare, sau cel puțin fratele său John. Asta pentru că nici Joy și nici Hopper nu sunt convinși că ăla este adevăratul Will. Așadar, fără să stea pe gânduri, Hopper s-a infiltrat în spitalul unde a avut loc autopsia băiatului și a descoperit că acel cadavru este un fals. Dap, cineva încearcă să mușamalizeze tot incidentul cu Will. Așadar, șeriful nostru a intrat cu forța în laboratorul din Hawkins în căutarea lui Will. Asta fără a-l găsi pe băiat, dar în schimb, el a ajuns în camera lui Eleven și la scurt timp a fost lăsat inconștient și dus înapoi acasă la el. În continuare, Hopper și Joy fac echipă pentru a-i desconspira pe oamenii de știință de la laborator, știind că ei au legătură cu dispariția lui Will. Așa că după niște cercetări riguroase, ei reușesc să dea de mama lui Eleven, de la care află că guvernul a încercat să o drogheze pentru a-i da puteri telepatice. Dar pentru că tipa era gravidă în acel moment, tratamentul nu a avut efect asupra ei, ci asupra fiicei sale. Așa că guvernul i-a luat-o cu forța. By the way, ai noștri au aflat toate aceste detalii de la sora mamei lui Eleven, pentru că mama lui Eleven nu este prea vorbăreață în ultima vreme. Revenind la Barb, în seara în care a dispărut, John îi dădea târcoale casei lui Steve și tot a făcut niște poze. În mod evident, pozele respective l-au cam enervat pe gajeul lui Nancy, dar pe a noastră au intrigat-o pentru că în ele se vede silueta Demogorgonului. Creatură pe care, by the way, a noastră a mai văzut-o în timp ce o căuta pe Barb. Deci cei doi fac echipă și pornesc la vânătoare de monștri. Iar în proces, Nancy nu doar că îl găsește pe Demogorgon, dar ea a și mers pe teritoriul acestuia printr-o mini-scorbură portalo-copac. Nu vă faceți griji, tipa au reușit să scape cu viață în urma incidentului. By the way, între timp, nu e chiar așa de rău să fii prieten cu cineva care are superputeri. Mai exact, mai nou, Eleven îl protejează pe Mike de bătăușii săi, făcându-i pe aceștia să facă pipi pe ei sau rupându-le brațele. Dar cel mai important, aceasta l-a ajutat pe Mike și pe restul trupei sale să ieie legătura cu Will prin intermediul unui radio. Deci acum toți apropiații băiatului s-au prins că acesta nu este mort. Dar între timp, guvernul i-a dat de urmă lui Eleven și a trimis niște dubițari după ea,
în timp ce Michael plimba pe ruda de la bicicletă. Amu, mulțumită puterilor lui Eleven, ai noștri au scăpat de autorități. Iar în scurt timp aceștia sunt contactați de către Hopper și Nancy pentru a se întâlni și pentru a pune cap la cap toate piesele puzzle-ului. By the way, în caz că vă întrebați cum au ajuns Nancy și Hopper să vorbească despre mușamalizările guvernului, păi între timp Steve a devenit gelos pe apropierea dintre Nancy și John, așa că cei doi băieți s-au luat la bătaie. Iar în urma conflictului, John și Nancy au fost duși la secția de poliție, unde ei au trebuit să îi explice lui Hopper de ce au capcane de urș în portbagajul mașinii. În fine, revenind la treburi serioase, trupa noastră reușește să recreeze un experiment pe care Eleven îl făcea la laborator și astfel ei află că Barbie este moartă, nezosoierte! Dar Will încă este viu și se ascunde în lumea cu susul în jos. Fraților, dacă acum ați dat pentru prima oară de acest canal, vreau să vă zic că aici o să găsiți o grămadă de chestii în X minute. De la anime-uri și jocuri până la desene și seriale. Deci dacă vă place acest tip de conținut, un like și un subscribe mă ajută enorm în ceea ce fac. Plus, înainte de a reveni la Stranger Things, vreau să vă recomand că mai întâi să aprindeți clopoțelul, pentru că imediat o să fac ceva ce se numește săptămâna de desene animate. Adică pentru a intra cât de cât în atmosfera sărbătorilor, am decis ca timp de o săptămână să postez zilnic câte un video în X minute cu filmele animate cu care mulți dintre noi am copilărit, gen Regele Leu, Ratatouille și așa mai departe. Deci pentru a nu pierde clipurile respective, nu uitați să vă abonați și să aprindeți clopoțelul pentru a fi notificați atunci când am să le postez. Plus, în caz că vă întrebați ce legătură are Eleven cu această lume, păi ea este cea care a creat din greșeală legătura dintre cele două lumi în timpul unui alt experiment de laborator. În continuare, Joy și Hopper se infiltrează în laboratorul din Hawkins, unde aceștia o dau în gât pe Eleven pentru a putea intra în lumea cu susul în jos, ca să-l salveze pe Will. Lucru pe care au și reușit să-l facă cu succes. Dar în timp ce asta se întâmpla, John și Nancy au încercat să întindă o cursă demogorgonului și s-au tăiat la mână ca acesta să fie atras de mirosul sângelui lor. Dar hei, între timp Steve a venit să își ceară scuze de la Nancy pentru că a fost un nesimțit mai devreme. Astfel el dând nas în nas cu demogorgonul. Așadar, cei trei reușesc să înfrângă și să pârjolească creatura, dar nu să o și omoare. Așadar, demogorgonul a scăpat și a mers la cea mai apropiată sursă de hrană. În liceul Hawkins, unde Eleven și restul copiilor se ascundeau și unde, by the way, a noastră a strivit creierele soldaților de la laborator care au venit să o captureze. N-am să vă mit, demogorgonul le-a dat o mână de ajutor personajelor noastre și i-a rezolvat cam pe toți agenții guvernamentali care i-au rămas lui Eleven. Dar acum el este după copii, iar praștea lui Lucas nu prea îl înspăimântă. Așadar, Eleven a trebuit să își salveze prietenii, rupându-l pe Demogorgon în două și dispărând în proces. Așadar, pentru o vreme a fost pace în Hawkins. Mai ales că laboratorul și-a schimbat conducerea cu una mai prietenoasă, care încearcă să-l ajute pe Will să își revină în urma experiențelor sale traumatizante. Gen, chiar și după ce s-a întors în lumea noastră, el are episoade în care vede lumea cu susul în jos și probabil mai rău ca asta, la un moment dat el a vomitat în canalizare un pui de demogorgon. Amu, de la înfrângerea demogorgonului mare s-au întâmplat destul de multe în Hawkins. Ca de exemplu, în oraș a apărut o nouă fată pe nume Max, care are un frate sexy și cam nesimțit, plus nu doar lui Will este greu să treacă peste ceea ce s-a întâmplat, ci și lui Nancy. Adică pe aceasta o doare sufletul să vadă cum părinții lui Barb încă speră ca fiica lor să fie în viață. Ba chiar la un moment dat aceștia și-au vândut casa pentru a angaja un conspiraționist rus pe nume Muri, ca să le găsească fica. Deci pentru a-și mai înveseli iubita, Steve i-a propus să meargă la un party. Da, Steve și Nancy încă sunt împreună. Dar la petrecerea respectivă Nancy s-a făcut muci și a zis lui Steve că nu-l iubește. Deci cam atât au fost și cu relația lor. Plus, cea mai importantă chestie care s-a întâmplat de la înfrângerea demogorgonului în coace este că Eleven a supraviețuit bătăliei și a fost teleportată în lumea cu susul în jos. Amu, în mod evident, a noastră a ieșit rapid de acolo, dar nu s-a putut întoarce la Mike pentru că acesta și restul prietenilor ei erau atent monitorizați de guvern. Așa că pentru o vreme fata a rătăcit de una singură prin pădure, până când a fost găsită de către Hopper, care a luat-o sub aripa sa protectoare și a ascuns-o într-o cabană din pădure ca să nu fie găsită de către guvern. Amu, partea nasoală este că lui Eleven îi lipsește să fie alături de prietenii ei. Așa că la un moment dat aceasta s-a furișat din pădure și a mers la liceul din Hawkins. Dar când ea l-a văzut pe Mike vorbind cu Max, fata a rupt gelozia în două și s-a întors acasă plângând. By the way, nu vă faceți griji, nu este
nimic între Mike și Max. Fata nu mai voia ca Nostru să o accepte în grupul său. Revenind la Eleven, după o ceartă cu Hopper, ea a aflat niște documente despre mama ei biologică și a fugit din nou de acasă pentru a o întâlni. Dar după cum probabil vă amintiți, tăptăcuța femeii nu prea este în parametrii optimi de funcționare. Dar hei, măcar a noastră s-a folosit de puterile ei pentru a afla adevărul despre trecutul ei. Anume, așa zisul ei tată de laborator a răpit-o imediat după ce s-a născut și a curentat-o pe maică-sa până i-a prăjit creierul pentru a nu-i face probleme. Deci în continuare, Eleven hoinărește aiurea și se întâlnește cu o soră de-a ei de la laboratorul din Hawkins, care de asemenea a scăpat de guvern și care a devenit o infractoare. Dar nu vă zic mai multe despre firul ăsta narrativ, pentru că așa zisa ei soră nu o să mai fie pomenită niciodată. Deci înapoi în Hawkins, în paralel, se întâmplă mai multe lucruri. Pe de-o parte, Nancy și John vor să-i facă dreptate lui Barb și reușesc să înregistreze o mărturie despre mușamalizarea morții ei de la doctorul de treabă care conduce în prezent laboratorul din Hawkins. Iar înregistrarea respectivă i-au dat-o lui Murray. A da, pe lângă asta, cei doi se mai cuplează în proces, că de ce nu? Pe de altă parte, Dustin a găsit puiul de demogorgon vomitat de către Will și l-a numit Dart după ciocolata sa preferată. Da, Dustin se pune să aibă ca și animal de companie un monstru din altă lume. Dar pentru că demogorgonul pui crește rapid și i-a mâncat pisica, a nostru i-a cerut ajutorul lui Steve ca să-l omoare. Plus, în timpul vânătorilor de monștri, aceștia au făcut bonding vorbind despre fete și păr. În fine, revenind la chestii serioase, toată faza este că nu există un singur pui de demogorgon, ci mai mulți. Iar cu ocazia asta, Max a fost introdusă oficial în grup pentru că a aflat de existența lumii cu susul în jos de la Lucas. Asta pentru că tipul cam are crush pe ea. În continuare, am să vă mai zic câte ceva despre Will. Anume, acesta a continuat să fugă de viziunile sale până la un moment dat, când s-a decis să urmeze sfatul pe care noul tip cu care măsa se vede i l-a dat. Mai exact, să își înfrunte fricile pentru că acestea nu sunt reale. Dar creatura pe care Will o vedea este cât uși se poate de reală, se numește Mind Flayer și aceasta a profitat de curajul lui Will pentru a-l poseda. Așadar, lumea cu susul în jos s-a extins peste tot pe sub Hawkins, iar Mind Flayer-ul a profitat de conexiunea sa cu Will pentru a le întinde o capcană soldaților guvernamentali care încercau să oprească răspândirea lumii cu susul în jos. Deci aceștia au fost măcelăriți, iar acum puii de demogorgoni se îndreaptă către locația lui Will pentru a-i omorâ prietenii. Din fericire, ai noștri au scăpat, dar din păcate noul gagica lui Joy a dat colțul pentru că a trebuit să facă pe eroul. Săracul Bob chiar era simpatic. Miezo să-l ierte! Amu, chiar dacă ai noștri au scăpat din laborator și s-au refugiat acasă la Joy, Mind Flayer-ul s-a folosit de Will pentru a le afla din nou locația și pentru a-i trimite pe demogorgoni să-i omoare. Dar fix când părea că monștrii o să intre în casă, boom, Eleven s-a întors în peisaj și și-a salvat prietenii. Dap, în perioada ei de rebeliune, tipa și-a folosit puterile pentru a vedea ce-i fac tovarășii și a văzut că aceștia au probleme, așa că datoria a chemat-o. Deci, în continuare, ai noștri fac un plan pentru a închide portalul către lumea cu susul în jos. Dar pentru că Mind Flayer-ul pare să fie conectat la tot ce are legătură cu acea dimensiune, ai noștri se teme pentru siguranța lui Will. Așadar, ai noștri se despart. Steve rămâne singur acasă cu copiii, Joy, Nancy și John încearcă să le exorcizeze pe Will expunându-l la căldură, adică la singurul lucru pe care Mind Flayer-ul nu-l suportă, iar Eleven și Hopper merg la laborator ca să închidă portalul. Toate bune până acum, dar laboratorul din Hawkins colcăie cu pui de demogorgoni. Așadar, Mike și restul copiilor lăsați în urmă vor să dea foc tunelurilor de sub Hawkins pentru a le distrage atenția creaturilor. Gen, repet, tot ce este în lumea cu susul în jos are o minte comună. Adică dacă o chestie este rănită, durerea este resimțită de toată lumea. Amu, în mod evident, Steve nu a vrut să-i lase pe copii să facă asta pentru a nu se expune pericolului. Dar între timp, Billy a venit acasă la Will în căutarea lui Max și tot l-a bătut pe Steve în proces. Plus, din cauza că în timpul luptei Max l-a sedat pe Billy, aceasta i-a putut zice că dacă va mai fi un frate nasol, auci. Așadar, în continuare, aceasta i-a furat mașina și și-a dus prietenii la tunelurile de sub Hawkins, pe care ai noștri le-au incendiat. Așadar, planul lor a funcționat și armata de demogorgoni se îndreaptă către ei. Dar, din fericire, prima creatură care a ajuns pe zonă este nimeni altul decât Dart.
așa că Dustin l-a mituit cu ciocolata sa preferată ca să-i lase să plece. Urmând ca restul demogorgonilor să se întoarcă la laborator, de îndată ce Eleven a dat să închidă portalul. Deci badabim badabum, nici măcar Mindflare-ul nu s-a putut pune cu a noastră, Will a fost exorcizat cu succes și portalul a fost închis. Plus mulțumită lui Murray și laboratorul din Hawkins a fost închis. Dar totuși e de menționat că acesta nu a făcut publică toată povestea cu existența lumii cu susul în jos, pentru că asta ar băga panică în masele de oameni. Așa că el a inventat o poveste cu o scurgere de gaze și s-a folosit de înregistrarea de la Nancy pentru a-și susține teoria. A dat și pe lângă toate astea, doctorul de treabă i-a promis lui Hopper că guvernul nu o să o mai caute pe Eleven. Așadar, fata e liberă și drept urmare aceasta s-a cuplat și a mers la bal împreună cu Mike. Deci în perioada următoare, trupa noastră de băieți își face rost de niște gagici. Dustin e într-o relație la distanță cu o tipă pe nume Susie, Lucas șoarde cu Max, Mike și Eleven le enervează la culme pe Hopper cu hormonii lor, iar cât despre Will, el rămâne solo. Gurile rele zic că el este gay. În fine, revenind la restul personajelor, Steve s-a angajat la noul mall din Hawkins, unde și-a făcut o nouă prietenă pe nume Robin. Nancy și John au primit niște internship-uri la redacția orașului, unde, by the way, ei nu sunt luați în serios, iar Billy s-a angajat ca salvamar la o piscină, unde tot își face ochii dulci cu mama lui Mike. Da, chestia dintre ei e atât de serioasă, încât ei au stabilit să meargă la un date. Dar între cei doi nu s-a mai întâmplat nimic odată, pentru că conștiința mamei lui Mike nu a lăsat-o să își înșele soțul doar pentru o fantezie, iar pe de altă parte, în timp ce era în drum către casa lui Mike, Billy a făcut accident și a fost răpit de către o creatură din lumea cu susul în jos. Dap, Mindflare-ul s-a întors mulțumită unor ruși care încearcă să redeschidă cutia Pandorei. Amu, revenind la dramele de adolescenți, după cum am mai zis, hormonii lui Mike și Eleven l-au făcut pe Hopper să o ieie razna și drept urmare acesta l-a amenințat pe Mike că dacă nu o lasă mai moale, el o pățește. Lucru pe care băiatul l-a făcut de frică. Dar asta nu prea i-a convenit lui Eleven, pentru că brusc, fata nu știe de ce iubitul ei nu mai vrea să o vadă. Așa că ea merge să-i ceară sfatul lui Max, care tot o duce la shopping în mall. Plus, ghiciți cine mai era în mall. Exact, Mike, care trebuia să fie la înmormântarea lui bunica sa. Deci la sfatul lui Max, Eleven s-a despărțit de Mike pentru a-i da o lecție. În fine, între timp Hopper a decis să își încerce norocul cu Joy. Dar pentru că magneții femeii nu mai stau pe frigider, ea a uitat de întâlnirea cu Hopper și a mers acasă la profesorul de fizică al fiului ei ca să vadă care-i faza. Da, nu știu cum se face, dar ai noștri mereu apelează la tipul ăsta atunci când au o problemă în materie de știință. Așadar, în ziua următoare, Joy merge la Hopper și îi zice că magneții ei au picat de pe frigider pentru că cineva face din nou experimente în Hawkins. Așadar, pentru a închide gura tipei, Hopper o duce la laborator ca să se convingă că acesta este abandonat. Dar să vezi și să nu crezi, pe zonă se află un asasin rus care l-a bătut pe șerif destul de bine. Deci, pentru că Hopper l-a mai văzut pe rusul respectiv în biroul primarului, șeriful l-a interogat pe politician și a aflat că acesta a fost mituit de către sovietici pentru a intra în posesia unei proprietăți. Așadar, a nostru a mers la casa respectivă unde și-a mai luat o mamă de bătaie, dar măcar de data asta el nu a plecat cu mâna goală, ci cu un savant sovietic pe nume Alexei. Plus, pentru că acesta nu vorbește engleză, Hopper și Joy l-au dus acasă la Murray. Da, conspiraționistul ăsta este singurul vorbitor de rusă de pe zonă. Amu, că tot vorbeam de ruși, în timp ce încerca să vorbească cu gagică sa, Dustin a interceptat o transmisiune sovietică pe care a început să o descifreze împreună cu Robin și Steve. De ce cu ei? Păi restul prietenilor săi cam îl ignoră în ultima vreme. Plus, n-am să vă mint, Steve și Dustin formează un duo de nota 10. Deci nu a durat mult până când ei au aflat că în noul mall din oraș se află o bază secretă de-a rușilor. Bază în care, evident, vor să intre. Dar pentru că ei sunt prea mari pentru a încăpea în sistemul de ventilație al mall-ului, Erica, a.k.a. sora lui Lucas, le dă o mână de ajutor. Dar să zicem că situația a escaladat urât. Așadar, Steve și Robin s-au sacrificat și au fost capturați ca Dustin și Erica să scape din ghearele sovieticilor. Nu vă faceți griji, copiii se întorc după prietenii lor și reușesc să-i scape pe aceștia din custodia rușilor. Dar asta nu înainte ca ei să fie drogați pentru un interogatoriu. Deci cât timp nu era în toate mințile, Steve a fost ceva de genul: "Hei, Robin,
cred că te plac. Dar fata au fost ceva de genul: Steve, ești drăguț, dar știi, mie îmi plac fetele. Așa că, boom, în loc de iubiței, cei doi au devenit cei mai buni prieteni. By the way, între timp, atât Billy cât și șobolanii din Hawkins sunt posedați de către Mind Flayer, care de data asta nu doar are mai multe gazde, dar și un corp fizic. Ce pot să zic, noroc cu Eleven, care în seara fetelor s-a decis să își spioneze cunoscuții și astfel a aflat că ceva nu este în regulă cu Billy. Așa că cele două fete și băieții trebuie să facă pace pentru un moment pentru a-l opri pe salvamarul sexos. Totuși, bineînțeles, mai întâi ei trebuie să confirme faptul că Billy este posedat. Așa că ei îl blochează într-o saună și boom! Mind Flayer-ul ajunge la butoane și merge direct după Eleven. Din fericire, a noastră s-a putut apăra de Billy cu ajutorul puterilor sale. Dar în proces acesta a scăpat basma curată. By the way, pe firul șobolanilor posedați mai erau și Nancy cu John. Așa că după o discuție cu restul găștii care i-a înștiințat despre Mind Flayer, ai noștri au decis să meargă la spital în vizită la o doamnă care se comportă ciudat după ce a fost atacată de un șobolan. Gen, știți voi, ca să vadă dacă este posedată sau nu. Deci, o, da, tipa nu doar că este posedată, dar aceasta a chemat și întăriri. Amu, partea bună este că întăririle sunt șefii de la redacția lui Nancy. Șefi care, după cum am mai zis, sunt niște nesimțiți, care au impresia că Nancy e capabilă să le aducă doar sandwich și cafea. Deci, ce pot să zic? La noastră nu i-a displăcut să le dea o mamă de bătaie. Dar, din păcate, după ce persoanele posedate au fost lichidate, corpurile lor s-au unit într-un fel de monstru care a putut fi pus la respect doar de către Eleven. Așadar, pentru că situația pare groasă, Eleven încearcă să se conecteze la mintea lui Billy pentru a afla informații. Dar, în afara faptului că el este nesimțit doar pentru că a avut o copilărie grea, a noastră nu a aflat nimic. Ba din contră, Mind Flayer-ul a profitat de conexiunea celor doi pentru a afla unde se ascunde a noastră. Așadar, o grămadă de oameni posedați se duc înspre ea ca să o atace. Deci, în continuare, Eleven a încercat cât de cât să lupte, dar ea a fost depășită de situație și a fost nevoită să se retragă. Plus, din cauza că între timp Dustin a luat legătura cu restul grupului și le-a zis că are probleme cu rușii la mall, ai noștri au mers să-i salveze pielea. În fine, revenind la adulți, Muri a încercat să-i combine pe Hopper și Joy așa cum i-a combinat pe Nancy și John, Alexis a fost omorât de asasinul rus la un carnaval, Nezo să-l ierte! Urmând ca după aceea Hopper să audă prin stație că Eleven și restul copiilor au probleme, așa că și adulții au mers de îndată la mall, astfel completând echipa. Deci planul este următorul. Adulții se infiltrează în baza rușilor pentru a închide portalul către lumea cu susul în jos ca Mind Flayer-ul să își piardă puterile, Dustin, Robin, Steve și Erica merg pe un deal pentru a-i ghida prin stația radio, gen pentru că ei deja au fost și cunosc baza rușilor, iar restul copiilor trebuiau să fugă la loc sigur, dar ghiciți ce? Billy i-a așteptat și a dat să intre cu mașina în ei. Totuși, noroc că Steve și Robin s-au gândit că Dustin se descurcă cu stația radio, așa că ei au fost la fix pe zonă și i-au dat lui Billy o doză din propriul medicament. Așadar, în continuare, ai noștri fug cu mașina și sunt urmăriți de Mind Flayer. Iar între timp, Hopper a făcut pe Rambo cel gras și a ajuns în fața unei uși care are ca și cod de acces constanta lui Planck. Așadar, Dustin i-a cerut gagicii sale, care este un geniu, să-i zică valoarea constantei. Dar pentru că fata nu era conștientă de gravitatea situației, aceasta i-a dat numărul numai după ce Dustin i-a cântat un cântec. Cântec care, by the way, a fost auzit de toată lumea. Deci, îndap, situația a fost puțin stânjenitoare. În fine, în cele din urmă, Joy și Hopper au ajuns în fața portalului deschis de către sovietici și sunt pe punctul de a-l sigila, dar înainte de asta, Hopper și asasinul rus au parte de un rematch. Plus, între timp, Eleven a fost capturată de către Billy, iar din cauza că mai devreme Mind Flayer-ul a mușcat-o pe aceasta de picior, a noastră și-a pierdut puterile. Deci se pare că tipa urmează să fie mâncare pentru monstru. Dar bum, ai noștri au început să arunce cu artificii în creatură, iar după o discuție între Eleven și Billy, sexosul a fost capabil să-și reintre în simțiri și să se opună Mind Flayer-ului, lucru care a dus la moartea acestuia. Genem, no, la ce bun să ai un sclav care nu ți se supune? Nezo să-l ierte pe Billy! Păcat, și eu care chiar voiam să văd cum și-o trage cu măsa lui Mike. În fine, revenind la treburile serioase, din fericire, Mind Flayer-ul nu a mai apucat să facă rău nimănui, pentru că în baza rușilor Hopper l-a învins pe asasin, iar Joy a închis portalul.
gazul, dar în proces aceasta a cauzat o explozie care l-a prins și pe Hopper. Deci cu mari sacrificii, situația e din nou salvată. Iar ironic, autoritățile americane au ajuns și ele pe zonă abia după ce apele s-au calmat. Tipic. Așadar, pentru că molul a fost distrus, Steve și Robin au trebuit să se angajeze la un magazin de casete. Iar pentru că Joey a pierdut prea multe în Hawkins, aceasta și-a luat familia și s-a mutat în alt oraș. Familie din care, by the way, acum face parte și Eleven, pentru că fata tocmai ce și-a pierdut tatăl adoptiv. Așadar, atât Mike, care s-a împăcat cu Eleven, cât și Nancy și John trebuie să suporte o relație la distanță. Deci odată cu trecerea timpului, personajele noastre au crescut, iar Mike și compania au ajuns la liceu. Dar în dinamica grupului s-a produs o schimbare. Anume, Luca s-a hotărât că nu mai vrea să fie un utocilar, așa că s-a băgat în echipa de basket a școlii. Iar locul său din echipa de temnițe și dragoni a fost ocupat de către Sorța. Plus acum că ai noștri sunt la liceu, Mike și pasionații de temnițe și dragoni s-au băgat în Hellfire, a.k.a. în clubul de tocilari al școlii care este condus de către Eddie, a.k.a. un rocker de treabă care este dealer de substanțe. În continuare, spre surprinderea tuturor, Chrissy, a.k.a. majoreta șefa a liceului, a mers la rockerul nostru pentru niște marfă. Gene de ceva vreme încoace, tipa tot are coșmaruri și halucinează un ceas care bate de 4 ori. Deci, nu e de condamnat că i-aș o găsit refugiu în așa ceva. În fine, la un moment dat, Eddie a dus-o pe Chrissy la el acasă pentru a-i da o substanță mai puternică pentru că ultima nu făcea față. Iar în mijlocul tranzacției, tipa a început să halucineze că este urmărită de un tip monstruos, urmând ca după ce acesta a prins-o în vis, corpul ei din lumea reală să înceapă să leviteze și să se desfigureze într-un mod grotesc. Nezo s-o ierte! Amu vis-a-vis de Eddie locuiește Max, iar fata a fost pe fază atunci când a nostru a ieșit îngrozită de la el din casă și a luat-o la sănătoasa. Deci, dat fiind că acest incident s-a întâmplat când luminile din casă făceau figuri, un lucru este sigur. Lumea cu sus un jos s-a întors. Deci Max, Dustin, Steve și Robin sunt convinși că Eddie este nevinovat și reușesc să-i dea de urmă în casa abandonată a unui prieten de-al său. Deci, după o mică explicație a evenimentelor întâmplate, ai noștri realizează că nu au de-a face cu un Demogorgon sau cu Mind Flayer-ul. Așadar, în spiritul tradiției de a-i numi pe băieții răi după personaje din Temnițe și Dragoni, tipul care a omorât-o pe Chrissy este Vecna. By the way, din păcate pentru Eddie, poliția, restul orașului și în special iubitul lui Chrissy, care este capitanul echipei de basket, sunt convinși că acesta este criminalul. Deci Eddie trebuie să rămână ascuns pentru o vreme, iar Lucas a fost nevoit să renunțe la statutul său de băiat popular. În fine, între timp, Eleven a început să meargă la școală în noul oraș în care s-a mutat. Deci vă dați seama că faptul că a fost crescută într-un laborator nu prea a ajutat-o să se integreze în societate. Motiv pentru care ea primește bully sever. Plus partea nașpa este că puterile ei încă nu au revenit în urma ultimei lupte. Deci probabil pentru prima dată de ceva vreme încoace, fata este neputincioasă. Amu, viața ei amară este îndulcită de sosirea lui Mike pe zonă, care a venit în vizită pentru că, hei, școala s-a terminat. By the way, ca și fapt divers, că tot vorbeam de vizite, teoretic John trebuia să meargă să se vadă cu Nancy. Dar el ezită să facă acest lucru pentru că cei doi și-au făcut planuri de a merge împreună la aceeași facultate, în condițiile în care John s-a răzgândit și vrea să facă o altă facultate care să-i permită să fie aproape de familia lui. În fine, între timp, Joey a primit o scrisoare într-o păpușă rusească care l-a pomenit pe Hopper. Așadar, tipa a mers de îndată la Muri ca să o ajute cu traducerea. Deci, situația stă în felul următor. Hopper a supraviețuit exploziei din ultima bătălie, dar el a fost capturat de către ruși care l-au dus în Siberia și l-au băgat într-un lagăr. Așadar, situația nu părea deloc roz pentru șeriful nostru. Dar el a reușit să se împrietenească cu un pasnic de acolo pe nume Enzo, pe care l-a convins să-l ajute să evadeze în schimbul a $40,000. Așadar, de îndată ce Enzo a luat legătura cu Joey și i-a zis că Hopper este în viață, tipa a făcut rost de $40,000, s-a urcat într-un avion și l-a luat pe Muri cu ea până în Mama Rusie. Totul bine până aici, Hopper a evadat din închisoare, dar atât el cât și Enzo au ajuns înapoi într-o celulă pentru că Yuri, a.k.a. omul de legătura lui Enzo care trebuia să intermedieze tranzacția cu Joey, i-a părât pe aceștia la KGB.
KGB, adică i-a dat în gât FBI-ului sovietic. Oricum nu e problemă de război pentru că Muri i-a dat o mamă de bătaie lui Yuri și l-a pus pe acesta să-l ajute să se infiltreze în închisoarea KGB-ului, de unde să-i salveze pe Hopper și Enzo din ghearele unui demogorgon. Da, prușii ăștia făceau experimente pe niște creaturi din lumea cu sus în jos. Plus acum că s-au reunit, Hopper și Joy se cuplează oficial. În fine, revenind în Hawkins, Nancy încă lucrează ca și jurnalistă, iar unul dintre colegii ei de la redacție a fost găsit mort într-o ipostază similară cu Chrissy. Așadar, tipa a mers la unchiul lui Eddie pentru a-i lua acestuia o declarație cu privire la crimele de care nepotul său este acuzat. Așadar, moșul susține că e imposibil ca Eddie să fi făcut așa ceva și că Hawkinsul a mai văzut acest tip de crime în trecut. Deci a noastră s-a pus să facă niște cercetări și a ajuns față în față cu așa zisul criminal care era închis la azilul de nebuni. Amu, aparent, tipul susține că nu a omorât pe nimeni, ci un demon a făcut-o. Gen brusc, familia lui a început să leviteze și să moară. Deci, mdăp, asta sună a Vecna. Dar un lucru încă e ciudat. Gen, cum se poate ca Vecna să fie activat în acea perioadă, având în vedere că Eleven încă nu a deschis portalul către lumea cu sus în jos? În fine, în continuare, din păcate, următoarea victimă a monstrului este Max. Gen, de la moartea lui Billy, tipa se simțea vinovată pentru că oarecum aceasta era bucuroasă că frate s-o nu mai e. Asta pentru că, no, știți voi, el o cam chinuia. Dar problema e că fix cu genul ăsta de emoții negative se hrănește Vecna. Dar mulțumită discuției pe care Nancy a purtat-o cu moșul de la nebuni, ai noștri au realizat că slăbiciunea monstrului este muzica. Așa că aceștia au pus la moment niște căști pe urechile lui Max și astfel fata a supraviețuit atacului. Revenind la Eleven, aceasta a vrut să meargă și ea liniștită cu Mike la patinoar, dar fetele care o hărțuiesc la școală i-au ruinat date-ul. Așa că de nervi că a fost umilită în fața iubitului ei, fata a luat o patină și i-a reparat fața bully-ului șef, lucru pentru care a și fost arestată. Dar hei, din fericire, a noastră a fost salvată din custodia poliției de către doctorul bun care conducea laboratorul din Hawkins. Gen, guvernul american este pe urmele lui Vecna, dar acesta vrea să o omoare pe Eleven din cauza că are impresia că ea este monstrul. Deci doctorul ăsta e ceva de genul: Eleven, prietenii tăi sunt în pericol. Hai cu mine și am să te ajut să-ți recuperezi puterile ca să-i poți proteja. Gen, tipul se opune guvernului pentru că în viziunea sa, Eleven este singura speranța umanității de a învinge lumea cu sus în jos. Plus, ghiciți, cine o mai ajută pe a noastră să-și recupereze puterile? Da, așa zisul ei tată de laborator care a răpit-o și a chinuit-o în copilărie. Dar hei, acum cică lui îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Deci lucrurile stau în felul următor. Eleven nu-și mai poate folosi puterile din cauza că a uitat cum să o facă în urma traumei pe care a suferit-o în ultima luptă. Așa că ea își revizitează amintirile pentru a-și repara conexiunea pierdută. Gen ceva de genul cum soldații paralizați învață să meargă din nou. Amu, cât despre Mike, John și Will, între Mike și Will există un pic de tensiune pentru că Will a fost ca a treia roată în ultima vreme și se prea poate ca el să aibă sentimente pentru Mike. Plus, de la arestarea lui Eleven încoace, aceștia au fost supravegheați de aliații doctorului bun. Dar nu trece multă vreme că guvernul a fost pe ei, iar ai noștri abia au scăpat mulțumită unui prieten de-a lui John care livrează pizza. Deci în continuare, ai noștri merg la Susie ca să-i ajute să descifreze un cod care să-i ducă la locația lui Eleven. Deci badabim badabum, ai noștri au ajuns la fix pentru a o lua pe-a noastră cu mașina. Gen, guvernul l-a torturat pe unul dintre aliații doctorului bun pentru a-i afla poziția lui Eleven. Așadar, baza în care fata se află a fost atacată în forță, iar tatăl de laborator al fetei a dat colțul. Ăsta nu cred că merită un Dumnezeu să-l ierte. Totuși, din fericire, între timp Eleven și-a recăpătat puterile, așa că ea a scăpat de guvern și împreună cu prietenii ei dă să pornească către Hawkins. Acolo unde, ghiciți ce, Vecna a mai făcut încă o victimă, anume pe un membru al echipei de basket care îl vâna pe Eddie. Iar mulțumite incidentului respectiv, capitanul echipei a convins tot orașul că Eddie și clubul Hellfire sunt niște sataniști care sacrifică oameni în ritualuri religioase. Plus, ca și fapt divers, Vecna mai are nevoie de o singură victimă pentru a-și dezlănțui planul suprem. Deci un total de 4. De ce 4? Păi 4 bătăi de ceas, 4 victime, 4 gloanțe ale lui Jean, știți voi. Amu Dustin presupune că Vecna creează portale către lumea cu sus în jos, în locurile unde omoară oameni. Așa că Steve merge să investigheze și, da, Dustin avea dreptate. Dar drept consecință, atât el cât și Nancy și Robin, care au încercat să-l ajute, au ajuns să fie blocați în lumea cu sus în jos.
Așadar, în continuare, cei trei nu pot să se întoarcă în lumea noastră pe unde au venit din cauza unor monștri lilieci. Dar ei reușesc să comunice cu Dustin și restul echipei, asemenea lui Will, cu ajutorul electricității și a unei tăblițe cu LED-uri. Deci Dustin și-a ghidat prietenii până la casa lui Eddie, unde, ghiciți ce, se află încă un portal care nu era păzit de către minionii lui Vecna. Deci ai noștri sunt din nou printre noi. Plus, ca și fapt divers, nu prea este importantă informația asta acum, dar ea s-ar putea să fie în sezonul următor. Anume, lumea cu susul în jos este blocată în timp exact în anul dispariției lui Will. Și ca și fapt divers, mulțumit amintirilor lui Eleven și a unei mărturisiri pe care Vecna i-a făcut-o lui Nancy, aflăm că monstrul ăsta este de fapt Henry, a.k.a. fiul moșului cu care Nancy a vorbit la spitalul de nebuni. Dap, tipul este un psihopat cu puteri telepatice care și-a făcut familia să creadă că este bântuită de un demon, iar după ce tatăl său biologic a fost închis, el a fost luat de către tatăl de laborator al lui Eleven, care l-a transformat în numărul 1. Deci pentru o vreme și el a fost cobai pentru experimente. Dar pentru că tipul era prea periculos, lui i s-a implantat în gât un dispozitiv care să-i suprime puterile. Dispozitiv pe care Eleven i l-a scos pentru că acesta a manipulat-o și s-a dat drept singurul ei prieten de la laborator. Plus, în caz că vă întrebați cum de s-a transformat Henry în Vecna, păi după ce și-a recuperat puterile, el i-a omorât pe toți copiii de la laboratorul din Hawkins pentru a le devora sufletul. Urmând ca după aceea Eleven să-și folosească puterile pentru a-l izgoni într-o altă lume drept pedeapsă pentru ceea ce a făcut. Lume care, by the way, nu prea seamănă cu lumea cu sus în jos. Adică momentan știm doar că Henry acolo i-a găsit pe Demogorgon și pe Mind Flayer, dar se pare că ei nu prea gândeau singuri până ce nu au intrat în contact cu acesta. În fine, om primi mai multe detalii sezonul viitor. În continuare, trupa noastră din Hawkins se pregătește să-l pună pe Vecna la punct. Mai exact, ei au aflat unde acesta se ascunde și vor să se folosească de un concert de al lui Eddie și de Max pentru a-i distrage atenția ca Robin, Nancy și Steve să meargă după corpul său fizic. Toate bune până acum, dar planul ăsta cam pute. Deci pentru că Eleven nu poate ajunge la timp în Hawkins pentru a le da o mână de ajutor, ea se conectează telepatic la Max și astfel ajunge să se bată cu Vecna. Plus ai noștri mai primesc o mână de ajutor și din Siberia. Mai exact, Hopper și Joey au aflat printr-un telefon de la niște agenți CIA că ai lor copii sunt amenințați de lumea cu sus în jos. Așa că ei nu au stat pe gânduri și s-au infiltrat înapoi în baza KGB ca să omoare experimentele rușilor ca să le dea copiilor un avantaj. Gen, dacă vă mai amintiți, ce simte un monstru din lumea cu sus în jos, simt toți. Amut, din păcate, situația nu e rost deloc. Dustin și Eddie sunt vânați de lilieci, Steve, Nancy și Robin au fost imobilizați de niște liane din lumea cu sus în jos, Lucas nu-i poate pune lui Max căștile pe urechi dacă aceasta urmează să fie omorâtă, pentru că tipul cu basketul crede că el vrea să o sacrifice într-un ritual satanist, iar baza KGB a fost omorâtă de experimentele rușilor, care sunt pe punctul de a-i face felul lui Hopper, iar Eleven nu se poate pune cu Vecna când vine vorba de puteri telepatice. Totuși, mulțumită unor încurajări pe care Mikey le-a dat lui Eleven, fata a prins putere și a început să se bată de la egal la egal cu adversarul ei. Lucru care i-a permis lui Hopper să taie un Demogorgon cu o sabie în două, lui Muri să facă pipiromanul și lui Steve, Nancy și Robin să vină de hack corpului lui Vecna. Dar chiar și după ce a fost ars de niște cocktailuri Molotov și găurit bine de către un shotgun, Vecna a supraviețuit. Dar măcar lupta asta a fost oarecum câștigată. Cu costuri mari, cei drept. Gen, nici Eddie și nici Max nu au supraviețuit. Nezo să ierte! Iar pentru că Vecna și-a atins numărul magic de 4 victime, lumea noastră și lumea cu sus în jos au început să fuzioneze. Dar din fericire, apocalipsa respectivă a fost oprită de către Eleven, care i-a repornit lui Max inima. Deci locuitorii din Hawkins nu au avut impresia că vine sfârșitul lumii, ci doar un cutremur. Așadar, personajele noastre se regrupează, își ling rănile și se pregătesc pentru următoarea înfruntare cu Vecna. Fraților, și cam ăsta au fost Stranger Things. Deci până ce va apărea și sezonul 5, lucru care numai Dumnezeu știe când se va întâmpla, eu vă las cu membrii de pe canal. Un rând de aplauze pentru legendele: Adrian Hink, Florin Gociman, Silviu Iulian, Moldovan Alex, Dan Cuso, Raptorul R, Professional Security Provider, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticii Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.